în care Domnul Iisus a făcut o lucrare mare și de aceea prea scurtat, spun unii, săptămâna mare. Dar haideți în această dimineață să recapitulăm. Au fost câteva zile în care Domnul Iisus și-a desfășurat lucrarea. Duminică, intrarea Domnului în Ierusalim. Luni, căuta rod. Așa am învățat. Fiecare zi din săptămâna aceasta, Domnul Iisus a făcut câteva lucrări și n-am să repet fiecare zi și fiecare aspect, dar între cele întâmplate de vineri, am văzut că Domnul Iisus și-a dat viața pe cruce pentru mine și pentru tine. Amin. După ce am văzut cu toții aspectul acesta care este groaznic oarecum, dar nu trebuie să ne fie groază, că eu știu că și eu am fost părtaș acolo. Și Domnul Iisus a venit de bună voie, nesilit de nimeni, și a făcut acest lucru și în această dimineață cei care au venit la mormânt, vedem că au făcut un lucru. Și după ce a trecut ziua de sâmbătă, șabatul, care l-am citit în cele din urmă, vineri seara, și am spus că în ziua de sabat Domnul Iisus a stat în mormânt. A fost momentul în care Domnul Iisus a rămas acolo, dar foarte mulți s-au gândit că va fi pentru totdeauna. Și Domnul Iisus n-a făcut așa. El, a treia zi, a înviat. Și haideți să vedem ce se întâmplă în Marcul, capitolul 16, începând cu versetul 1. După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra era foarte mare, fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta, îmbrăcat într-un veșmânt alb, și s-au înspăimântat. Ele au zis, El le-a zis, acest tinerel, nu vă înspăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. Și am să pun un punct aici.